Conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 800 mm de pe Bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța a înregistrat o avarie în cursul zilei de 11 septembrie 2024. Pentru remedierea acesteia se impune sistarea furnizării apei din 11 septembrie ora 22 până a doua zi de dimineață, 12 septembrie 2024 ora 11. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din zona Peco Oxford cu strada Capitan Aviator Alexandru Șerbănescu, precum și cei din zonele și cartierele Satul de Vacanță, Mamaia Sat, Mamaia Nord, Tabăra de Copii, Năvodari, Depozit 10, UME, Bateria de Coastă, Ecluza Năvodari, Zona Industrială și SP Media, Stația de Interconectare Năvodari. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create tuturor utilizatorilor afectați, pe care asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.